Helmut. Mă uitam zilele astea la Buffon, Gianluigi Buffon. Și mă uitam așa cu invidie la el, știi? Cu ciudă mă uitam. Bă, 43 de ani. Și apără. Mă uitam la Zoff. Ții minte? Dino Zoff, așa-i? Da, eu am cunoscut un portar care a apărat până la 39 de ani și la nivel extraordinar mare. La Manchester United. E vorba de Ervin Van der Sar, cu care ne-am întâlnit. Van der Sar, așa ne-am întâlnit la București când am jucat cu Ajax, că e președinte la Ajax. Da, într-adevăr, au fost portari care au reușit această performanță. Din păcate, eu... La cât te-ai oprit? 27. 27. Și nu că am vrut eu. Da, nu că ai vrut tu, că a vrut soarta. Cine? Stai, cum era? Nu, Valentin Ceaușescu sau cum era povestea? Te-am pușcat Nicu Ceaușescu. Da, nu l-am cunoscut pe Nicu. În schimb, pe Valentin nu știam foarte bine. Soarta, nu? Sănătatea. Da, probabil că eu tot timpul spun așa, bărbusul le aranjează pe toate. Mi-a dat atunci vârf și îndesat la Sevilla, da. Și după aia a zis gata. Un pic de pauză. După aia iară m-a urcat, iară m-a coborât. Iară. Sus, jos. Acum sper să o țină pe linia asta de plutire. O, Helmut, albumul ăsta cu fotografiile din viața ta, sus, jos, nu? Sus, jos. Da, cam așa. Da, ca și viața mea. Ca și viața. Îl deschid. Albumul lui Helmut Ducadam. Viața lui Helmut Ducadam. Wow! Wow! Să-mi povestești. Da, începem cu asta de jos. Mă uit cu lupa să văd mai bine. De jos în sus, așa, cronologic, nu? Da. Deci ăsta sunt eu. Ăsta e bunicul stai, stai. Meu. Ăsta ești tu? Da, da. Ăsta e fratele meu, Norbert. Bunicul? Cum îi ziceai? Bunicul, Adam. Kalman Adam îl chema. Și cum îi spuneai tu? Ata. Ata de la Ota. Ota, Ata. Da. Ata. Și verișoarele mele. Ele două, da? Da. Care erau mai mari. Zim mai și sus. Aici deja am avansat puțin. Ăsta e fratele meu, Norbert, care crescuse. Uh-huh. Avea, câți ani să fie, a avut vreo 6-7. Pe acolo, da. Da. Mama, tata și bunica. Bunica. Bunica, da. Nu te-aș fi recunoscut în poza aia. Nu? Nu. Nu, așa după privire, dar au prins părinții tăi performanța ta? Da, părinții mei trăiesc. Trăiesc? În afară tata a murit. Tata s-a dus? S-a dus. Dacă n-ai început cu fotbalul, cum erau? Nu, erau... Hai mă, Helmut, fotbal. Nu, nu-mi spuneau. Sigur, nu erau ei prea fericiți că rupeam treningurile și Adidas și chinezești care îi aveam atunci. Care se găseau atunci pe piață, dar nu îmi spuneau nimic. Tatăl meu, el este tata care m-a crescut, cum se spune la noi, Balan și tu bine, Moștihoiu. Uh-huh, uh-huh. Dar practic el m-a crescut, părinții mei s-au despărțit uh-huh. la un moment dat și tatăl meu bun a fost portar. Bine, a jucat portar la Shagul de Arad, nu de Timișoara. Și practic îmi trăgea la poartă și seara de seară ne jucam în fața porții, fotbal, cu toți vecinii, cu toți prietenii din zonă, de acolo. Nu era seara. Dar ții minte ziua în care ai pus prima dată piciorul pe minge, mâna pe minge? Cred că a fost prin clasa a treia. Țin minte și copacul care era în curtea școlii și atunci mai puteam să facem am mai pus noi un stâlp ca să fie ca o poartă și era nisip acolo. Și prima bară de poartă era un copac? Da. Era un nuc. Un nuc mare. Era și umbră frumos și cred că de-aia m-am făcut portar pe urmă, că mi-a plăcut să acolo. Era nisip, mă plăcea să mă arunc pe jos. Era umbră frumos și nu trebuia să alerg mult. Și el a fost, ții minte, ziua aia în care ai... Da, sigur. Zău? Da. Eram în clasa a treia. Și după aia am rămas în poartă și... Am mers mai departe și practic și în selecționata școlii, că făcusem o selecționată, eram tot portar. Și care e la primul om care a pus mâna pe tine și a zis, bă, ăsta e bun, ăsta mic e bun să stea în poartă? A fost profesorul meu de educație fizică, domn profesor Iost, și la un moment dat el a fost și antrenor la echipa mare Semlecana Semlac, bine, care juca în Liga 5-a, ceva de genul ăsta, onoare, pe vremuri atunci. Și m-a promovat la 15 ani la echipă. Țin minte că am jucat într-o comună învecinată cu Semlacul, la Pere cu Mare. Aha. Și am luat vreo 5 goluri.
Cred că am pierdut vreo 5-0 sau 5-1. Ăla a fost primul tău meci mare. În primul tău meci mare ai luat 5 goluri. Da. Dar sigur că mergeam cu o buceagă, cu o mașină de aia descoperită. Bine, nu era foarte departe. Dar ce a fost interesant, că niciun coleg de echipă, care vorba aia puteau să-mi fie părinți, nu mi-a reproșat nimic. Mare lucru. Da. Contează asta, da, în pentru, sport? Pentru mine a contat fantastic, pentru că mi-a dat... Îți dă energie, putere. Dacă atunci îmi spunea unul ceva, probabil că mă blocam și poate nu continuă. Contează asta, să-i dai unui om încredere? Da. Mai ales dacă vezi potențial în el. Pentru că de multe ori e bine să-i și spui, bă, n-are rost, apucă-te de altceva. Ai așa făcut... era fiul meu, trec de la una la alta, Helmut Robert, l-am dus și eu la fotbal. Și soacră mea, care se știa, mergea meci de meci la UTA, că era secretară directorului de la fabrică și știa fotbal. Și am mers de două ori cu ăla micul la antrenamente și zice, Helmut, n-are rost să-l mai duce. Nu e pentru așa. Zău? Aleargă, zice, dar nu se dar nu se lipește mingea. Nici cum. Omul cinstit. Da, și atunci trebuia să-i spui că n-avea rost să continue. Din păcate, în ziua de astăzi se fac asemenea greșeli, forțez copilul, chiar dacă vezi că... Mulți vor în ziua de astăzi și ia bani părinților. Hai să plătească, să plătească, să mai vină o săptămână, o lună, trei... Și păcălesc. Și da. Păcălesc, hai băi, cel mai bun. Așa se întâmplă, așa. Se întâmplă, nu? Câte cazuri cunosc eu. Da, pentru că e cotizația asta la școlile astea private. Mă duc, Helmut, mai departe în album. Aici începe. Aici începe. Aici începe epoca Duc Adam, nu? Da, aici eram în clasa 7-a. Mm-hmm. Asta în sunt eu. Așa se făceau. Da, știu asta... fotografiile, da. Asta se făceau așa, portarii erau culcați în fața echipei. Da. Acopereau tot. Erau, da. Păzeau echipa. Ce a fost interesant în cariera mea, pentru că am început de jos la școală. După aia am ajuns la Constructorul Arad. Mm-hmm. Aici sunt eu, în divizia C. După aia, la 19 ani, am ajuns la UTA, am pus poza asta. Aici. Pe asta las-o deoparte, că vorbim după aia, că asta e poză celebră. Să văd ce frumos eram. Dar ce... Mamă! Ce fizică avea. Erau nebunite femeile. Cât aveai aici? Câți ani aveai aici? 18-19. 18 jumate. Gagicile, la vremea aia, da. Da, eram eu tolomac, eu nu prea știam să le vrăjesc. Acum, de multe ori, mă întâlneam și unde am mai lucrat înainte, vine câte o doamnă, zice, doamne, ce îndrăgostit eram de tine. De ce n-ai zis atunci? Zic acum spui, de ce n-ai spus atunci? Dar zim din, asta e la Constructor Arad, da? Și asta e la începuturile. Da, asta e la școală, clasa 7. Ai mai ținut legătura cu careva dintre oamenii ăștia care sunt fotografii aici? Mai știi ceva de vreunul? Ei toți știu de tine. Da, cu acesta am ținut, care e dezbrăcat, unul Fritz. El mai venea în România, dar majoritatea au plecat în Germania. Și, practic, s-a întrerupt legătura. Ăsta micul Kari, ăsta e măsurat cu o japoneză, stă undeva prin Hong Kong. Mamă. N-a mai reușit. Bine, în primii ani ai ținut legătura, dar după aia, sigur, s-a rupt. Toți au albumul ăsta și zic, bă, eu am fost cu Duc Adam. Eu am jucat cu Helmut Duc Adam. Fugi, bă, că nu te cred. Probabil că am spus acest lucru acum 35 de ani. Acum, după 35 de ani, nu știu dacă să mai... Păi poza asta, Helmut, asta ultima din colajul ăsta, bă, e nemuritoare. Asta e o icoană în sportul românesc. Mamă, ce e aici? Îi știu pe de rost așa, dacă iau Belodedic, Majaru, Anghelie Ordănescu, eu uite, Lăcătuș, Balin, Beloni. Mamă, cum sunt... Păi n-ai cum să nu știi că eram numai 16. Mamă, cum sunt oameni, știi? Era luat tot undeva. Asta e... Și cupa asta... Vai de mine. Da, asta a fost chiar după finala de la Sevilla și, dacă nu mă înșel... Cu cine stăteai în cameră aici? Cu Lucica Bălan, Dumnezeu să-l ia. Cu Bălan. Da, eu am stat numai cu băimăreni de-a mei de acolo. Prima dată am stat cu Tătăran, când am venit la Steaua în 82-83. Și după aia a plecat Tătăran și am rămas cu Lucica Bălan. El îmi spunea, e-mi tata. E-mi tata. Da. Am înțeles foarte bine, au beat cu foarte mult bun simț. Din păcate, pe final, s-a dus, a avut probleme. S-a dus Lucian. Da o pagină. Wow, merg la familie, Helmut, nu? Da. Explică-mi, povestește-mi. Păi, asta e.
prima mea soție, Ildico. Aici, da? Da, aici am luat un teren pe malul Mureșului, cred că era undeva prin 96. Aici sunt când-s copiii mici. Asta e fetița, nu? Da, Brigitte. Unde stă Brigitte acum? În America? În Arizona. În America, nu? Da, în Phoenix. Și băiatul? Și băiatul care, înainte de a pleca noi în America, s-a angajat aici la o companie, în Arad, și fiind foarte bun în IT, chiar anul trecut s-a hotărât cu serviciu și cu tot, a plecat cu familia în Germania. Asta cu America. Știi, asta cu America, tu la 27 de ani te-ai oprit cu fotbalul. Și mă gândeam întotdeauna, în anii aia 90, grei, bă, grei, bă, ce făcea Helmut Ducadam? Adică, cum? De ce America, Helmut? America a venit târziu. A venit în 2003. 2003, știu, 2004, da. Eu mă întorc în anii 90. În anii 90 a fost greu, pentru că, practic, să spunem pe față, am fost dat afară din armată. Nemai având nevoie de mine, au zis, la revedere, când au aflat că nu mai pot să joc. Și asta, acest lucru s-a întâmplat după câteva luni de la Sevilla. Incredibil. Da. Și eu am încercat să le explic că pot să le fiu de ajutor în continuare, chiar dacă mă întorc la Arad, pentru că în București n-aveam locuință. Dar au zis că nu. Incredibil. Bă, tu... Și salariul era atât de mic, adică mic. Nu era mic, era un salariu de vreo 3.000 de lei. Un ofițer atunci de armată avea în jur de 4-5.000 de lei. Deci nu era un Adică erai mai puțin decât un ofițer luai. Da. Deci pe tine te-a dat afară armata, statul, nu? Da. Locul unde lucrai tu, la câteva luni după ce ai adus cel mai mare trofeu pe care îl are fotbalul românesc. Da, mă tot repet de multe ori și nu-mi face neapărat plăcere, că poate alții se supără. Mai repede, eu după 2 săptămâni de la Sevilla, n-am mai avut voie să fac antrenament în complexul Ghencea. 2 săptămâni. După 2 săptămâni de la Sevilla, pentru că n-am vrut să particip la un joc la Craiova, care era un joc aranjat. Da, mi-amintesc povestea aia, da. Dar în fine, ai am ajuns la Arad. Și ai plecat la Arad. Da. M-au angajat, de fapt, la vagoane. Eram vicepreședinte la fotbal. Am avut performanțe foarte frumoase. Am promovat din divizia C în divizia B. Dar, sigur, banii nu erau foarte mulți. Și ce am făcut? Am făcut cu mânuțele astea, cu care am apărat și la Sevilla. I-am făcut în pivniță soție cu o fură cosmetică, cu salon. Asta s-a întâmplat 90. Adică la voi acasă tu ai amenajat tot. Tot. Tu ai făcut. Și ce era interesant, că atunci era deja la modă să faci boltă. Îmi amintesc. Da. Cu piatră din aia aparent. Da, 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 cărămidea din. Da, eu nu știam să fac o fragă și nu știu ce. Eu puneam beton mai mult, adică ciment mai mult și stăteam cu mâna până să usca. Extraordinar. Până am făcut o boltă frumoasă. Mamă. Cu bar frumos, cu oglinzi pe sus, tot. Cu afor, Doamne, și am mers foarte bine, am mers foarte bine vreo 5 ani de zile. După vreo 4-5 ani de zile au venit italienii cu saloane din alea, șmechere și... Și-au terminat. Clar că ți-a luat din clienți. Și am crescut câini alături de fiii mea, de Brigitte. Am cumpărat un ciobănesc scoțian din Timișoara. Era superb. Sevilla o chema, că i-am dat numele de Sevilla. Negru cu o coamă albă. Era mai... Pentru că câinii sunt de obicei roșcați, maroni. Și cu pedigree, cu tot. Și am făcut crescătorie de câini. Am fost primul care am avut crescătorie de ciobănesc scoțian, Lesi. Și la un moment dat am avut chiar 18 câini. Îi țineam în casă, aveam o mică curticică acolo, le-am făcut voliere. Și era o afacere foarte bună. De-aia și la ora actuală am vreo 3 câini pe stradă, da. Și inclu unul în curte. Eu sunt curcat, Helmut, creu. Adică, păi, te uitai la televizor la fotbal, la Liga 1? Atunci, la vremea, sau cum se numea, la juca Steaua, te uitai la Steaua? Adică nu... Prea puțin mai mă uitam. Zău? Da. Nu mai aveai nerve, așa-i? Adică s-a pierdut orice legătură. Mamă, incredibil. Asta și nici nu mai îmi făcea plăcere. Pentru că eram conștient. Acum multă lume a zis de-a lungul anilor că sunt plângăreț, că m-am plâns. Că... Eu am spus adevărul. Sigur, dacă am avut și eu din asta dezamăgiri. Pentru că
nu mi s-a părut corect cum s-a procedat cu mine. Și cum nu mi se pare nici acum, de fapt. Dar ce ți-a, în anii aia, ce ți-a dat ție energie și având? Familia. 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 Și atunci și acum, pentru că au fost perioade multe în viața mea. Mai ajungem și la ale. Nu, familia. Am avut o soție cu care m-am înțeles foarte bine. Am stat cu Ildico 27 de ani. Și acum suntem în relații normale. Adică eu mă gândesc, bă, un om care a dus cea mai mare performanță fotbalului românesc, a făcut un coafor, a crescut câini, dar fotbalul românesc n-avea nevoie de el. Mă, eu nu înțeleg asta. N-avea. Nu te-ai gândit niciodată și nici nu o gândești. Așa e mai bine o lași deoparte. Nu, o las deoparte. Las-o ca așa. Și când n-ar fi fost. Că îți faci sânge rău și n-are rău. Da, ăsta e acum, la un an de zile. Fiul meu cel mare. E mare. Câți ani are? Face anul acesta 41. Wow! Și Brigitte face 49. 49? Da. Aici sunt mici, așa-i? Stai că face... Ba, 41, bine zic. 80. Wow! 41, da. Da, acolo sunt mici. Și erau îmbrăcați, cum veneam eu din străinătate, asta era plăcerea mea, să le aduc tricouri, fustițe, rochițe din străinătate, erau... Că îmi plăcea să mă duc cu ei la plimbare pe Corzo. Da, 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 și să fie, știu, Corzo, da, da, da. Și Timișoara, pe... aveau Corzo. Da, da, și mă plimbam cu ăla micu și era frumos, blonduț și asta mică la fel. Și mai venea câte o doamnă, domnișoară. Cadam. Zice, vai ce copil frumos, eu sunt tata. Da o pagină. Cealaltă perioadă a vieții tale. Soția de acum, așa-i? Da. Alexandra. Alexandra. A fost la nuntă. Mm-hmm. Și cea mică, Julian, când am prindit un an. Auzi, îți spun un lucru, nu ți l-am spus niciodată. Îți spun acum. Te-ai super bine, dar spun. Mă sună, nu zic numele, un prieten comun, nu spun numele, din Arad, și îmi spune, bă, se căsătorește Helmut. Și îmi zice, da, precis să-l ia pentru bani. A, nu îți fă probleme. Bă, da, să știi că fata le ia pentru bani. Păi ce, mă, pe Helmut? Da, mă, 100%. Da, pe așa am fost. Ai auzit-o, așa-i? Da, așa am un prieten, Marcel Pușcaș, are și el o emisiune. Și la un moment dat zice, bă, dar totuși, ce-a găsit fata asta? Mă, zice, tu aveai bypass, începuse artroza, pensionar de boală, ea cu 20 de ani, mai tânără, frumoasă. Ce Dumnezeu a găsit la tine? Mă, zic, și eu mă întreb de multe ori, dar acum când o mai întreb, a fost întrebat odată și de Măruță. Zice, dar totuși, ce ți-a plăcut la el? Sau ce ai văzut la el? Zice, am văzut că are potențial. Excelent. Da, la vremea aia nu se punea problema Helmut Ducadam să fie un milionar, un bogătan, nici pe departe. Păi nu, n-aveam nimic. Și cel mai grav a fost în momentul după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, când am plecat atunci, mm-hmm, în 2003. Și când m-am însurat cu Alexandra, n-aveam nimic. Trăiam practic din salariul ei și din pensia mea mică. Wow. Și la un moment dat am pierdut și apartamentul din Arad, pentru că a fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar după 10 ani urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară banc. No. Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. Și m-am dus la mama. Și practic cea mică până la un an de zile am crescut-o la mama. N-aveam nici furculiță, nici cuțit. Și stăteam la mama, împreună cu Alexandra. Noi vorbim, Helmut. Și trăiam din banii ei care îi primea de creșterea copilului. Wow. Noi nu vorbim acum de perioada anilor 80. Nu, noi vorbim de perioada asta. S-a întâmplat asta cu câți ani? 2000... Stai, ai născut în 2008-2009. 2009. Ma. Da. 2009. Ești norocos. Cu da, toți. Da. Cu tot timpul am avut noroc în familie. Adică am avut o familie care mi-a fost aproape. E vreun moment în viața ta pe care n-ai vrea să-l mai trăiești? Ăla cel mai. Bă, n-aș mai vrea să trăiesc momentul ăsta. Dacă cineva mi-ar zice, uite, Helmut, mai trăiește-ți viața odată. Și să-i zici, da, scoate un moment din viața. Bă, momentul ăsta l-aș scoate, nu mai vreau. Aș scoate măcar o săptămână, pentru că eu am avut multe operații, multe
probleme de sănătate, dar scoate ultima operație care mi-a făcut-o Brădișteanu. Stăteam cu Cornel Dinu în aceeași rezervă și stătea soția cu mine, Alexandra, până la 12:01 noaptea și mă frica pe spate. Aveam niște dureri groaznice după operație. La un moment dat am zis, nu mai rezist. Chiar vorbisem cu doctorul și mi-a trimis o psihologă, cred că. Oh. Să vorbească cu mine, vorbesc serios. Deci am avut momente din așa alea... durere ai avut? Groaznice. Vreo săptămână de nesuportat. Îmi dădea, eu știu, din 3 în 3 ore îmi dădea morfină. Morfină? Da. Mi-a tăiat aici tot. A pus un tub, eu am practic un tub de plastic de aici până sub braț, aici, pe sub mușchi și pe... Da. Inima, fost... nu? Inima. Nu. Eu am avut un cheac de sânge, să nu apăs pe microfon, am avut un cheac de sânge pe arteră. Uh-huh. Ăla mi-a făcut probleme. Și eu ăla? Cu inima n-am avut probleme. Bine, acum am niște extrasistole, da, deja asta e cu vârstă, cred că. Dar nu, de aici a fost. Și am avut 3 operații pe aceeași parte și pe aceeași loc. Deci durerile alea n-aș mai vrea să le... L-ai scoate din viața ta? Au fost groaznice. Dar rest, asta e viața, trebuie să trecem. În rest dau pagina, da? Bă, dar nu l-ai pus în ordine, Dane. Nu sunt în ordine? Nu. Ne ducem sus, jos, okay. Sus, jos. Nu așa regulă. Am zis-o. Sus, jos, atunci sus, jos. Atunci așa facem. Zim. Asta e cea mai frumoasă perioadă care am trăit-o în ultimii 5 ani, except în 2020. Concediile. La un moment dat... Îți plac vacanțele, Helmut. Da, m-am hotărât. Am fost în foarte multe țări cu fotbalul, dar n-am văzut mult. Pentru că stăteam la hotel și ce ne mai plimbau cu mașina pe la stadion sau ceva de genul ăsta. Și astea îmi plăceau. Am fost în croaziere, am foarte mulți prieteni. Dacă la ora actuală s-ar da din nou drumul să trăim iar o viață normală. Păi am atâtea invitații că... Cred că nu mai am ani să le... Zim prima în țară în care o să te duci. Unde să mă duc prima? Păi probabil că aș vrea să... America, clar. America. Am vrut să spun alta, dar America. Să văd nepoțelul. Nu l-am văzut face 3 ani. Nu ți-ai văzut nepotul deloc că a venit pandemia asta? Ne-am văzut ultima oară aici. În poza asta cu Brighi. Asta e soțul Brighi, da. Soțul care e? Acesta. Asta e soțul, da. E născut la Ghiula, adică Ungaria. La doi pași. Da. Da. La doi pași de noi, de zona de rat. Da, deci ăsta, da. Cum ar veni, e ginerele tău. Da. Și ăsta micu e copilul, nepotul, nu? Da, ăla e din prima lui căsnicie, băiatul. Ăsta mai mare. Nepotul meu. Ăla nepotul meu. Da, da, da. Ăla e mic, are 3 ani. Și ne-am văzut în Canada la un prieten, Pișta, îi spunem noi, din Baia Mare, care are o casă aproape de Niagara, la 15 km, și ne-am întâlnit toți. Ei au venit din America, noi din România și ne-am întâlnit acolo. Ei ulterior au plecat înapoi în Arizona și noi am plecat cu prietenul ăsta din Baia Mare, am plecat în Cuba, două săptămâni, 3. Cuba. Da, are soție cubaneză. Auzi, Helmut, ți-ai făcut vreodată o listă câte țări ai văzut? Mi-am făcut. La un moment dat cred că am ajuns la vreo 67. De țări? Da. Da, ți-a zis vreodată... Dar bine, în unele am fost de foarte multe ori. Auzi, da, ți-a zis vreodată, Alexandra, soția ta, bă, am cheltuit... Mi-a zis. A? Mi-a zis, dar bine, și ei place să meargă în concedii și... Dar ți-ai făcut așa vreo socoată, cum zic arădenii, ți-ai făcut vreun calcul, bă, cât am cheltuit-o pe vacanță? Păi cred că puteam să-mi iau o garsonieră în București, într-o zonă bună. Apartament nu cred, dar o garsonieră cu siguranță. Deci asta e lumea, de o parte din lumea pe care ai fost o parte. Aici din... mi-a fost o frică, fai de mine, asta e în Thailanda. Mm-hmm. Și am intrat în tigrilor. Și ei cred că sunt puțin drogați sau ce știu eu. A amorțise așa. Da, dar imens. Și eu nici n-am vrut să intru, dar a insistat soția. Și m-am pus pe margine în spate și eu știu ce l-a apucat pe ăla și se întoarce. Zic că tala, eu vreau afară. Sănătate. Dau pagina. Mamă, ce e aici? Wow, extraordinar. Helmut,
tu ai fotografii cu toți președinții României din perioada modernă. Îl ai, începi cu Ceaușescu, da, și termin cu președintele Iohannis. Mamă, sunt toți aici. Constantinescu, Iliescu, Băsescu, Ceaușescu. Asta cu Ceaușescu e interesantă. Da, asta a fost... E imediat. Aici aproape, da? Peste drum. Aici v-au întâmpinat? Da, aici a fost. Aici am primit meritul sportiv clasa 1. Ți-a zis ceva Ceaușescu când a dat mâna cu tine? Nu. A venit după ce ne-a premiat, a venit în mijlocul nostru, cum se făcea atunci, așa. S-a uitat de două ori la mine și parcă vroia să spună ceva. Dar n-a ieșit din protocol. Zău? N-a ieșit din protocol, a ținut. Auzi, dar s-o fi uitat la Meș Ceaușescu? Cu siguranță. Da? Nu, pe era stelist, din câte știu eu. Că îi zim dacă e adevărată legenda aia, că v-a zis, domnul, dacă ați fi terminat meciul în primele două, da, da, a zis-o. Nu cred. Nu, nu, a zis-o că dacă eram puțin mai bine pregătiți, nu mai ajungeam la penaltiuri. Nu, nu cred. Ba, a zis-o, a zis-o Ceaușescu asta? A zis-o atunci când ne-am... Așa, când erați, da, mai, da, degajați, da, mai... A zis că o atmosferă familială... Și cum ai zis, băi, tovarăș, dacă erați mai bine pregătiți, nu mai ajungeați în prelungi. S-a adresat cu lui Naimi. Mamă. Dacă erați puțin mai bine pregătit, dar pe viitor, zice... Să-i bateți din prima repriză. Dacă se poate. Extraordinar. Da. Zău? Nu, n-a ieșit din protocol, a ținut-o pe lui, așa. Știu povestea cu premiul pe care vi l-a dat. Ați luat... 1600 de lei impozabil. Da, am luat un aro, deci să nu fim ipocriți. Fiecare jucător câte un aro. Da. Și 1600 de lei impozabil. Da, asta a fost practic... Aro l-am primit din partea armatei. Dar a fost o mașină nici măcar second hand, a treia mână, cred că. Era din stocul armatei, dar se vindea foarte bine în acea perioadă. Uh-huh. Nu v-au dat mașini noi? Adică nu v-a dat un Aro nou? V-a dat un Aro second hand? Da, da, da. Păi, eu când am venit de la Arad să facem actele în București, cerusem, erau bani mulți atunci. Cred că 220.000. Și când am venit la București, a zis domnul care l-a cumpărat, zice, dacă vrei să dau 200 și că consumă mai mult ăsta ulei decât motorină. Cât consuma aro pe care l-ai luat de, după ce ai luat Cupa Campionilor? Cât consuma la 100 de kilometri? Păi nu consuma foarte mult. Erau motoare de Brașov, care erau foarte căutate, că era motor de Brașov și motor de Câmpul Lung. Și cât lua la 100? Cât 15? E? 5? Nu, la 15? Nu, 10, 9, 10. E bine. Nu. Și l-ai vândut? Nu, mai, nu, cui l-ai vândut? Ei, la un cioban din Pecica, de lângă mine. Toată lumea l-a vândut imediat. Erau bani foarte mulți. Erau aproape 5 daci. Nu. Wow. 60, 120. 4 daci, sigur, așa, echipat. Da. L-ai, și toți jucătorii... Pșt. Da, toată lumea. Unii au fost mai șmecheri, l-au vândut și mai scump. Toată Steaua și-a vândut... Da. A fost o primă de joc substanțială, deci trebuie să fim corecți. Un aro. Da. Un chiar aro. Dacă a fost vechi... Un aro și 1600 de lei. Auzi? 1600 nu-i mai punem. Dacă îi văd aici pe toți ăștia, dacă ar candida mâine toți, să fie alegeri. Helmut, duminică sunt alegeri prezidențiale. Și sunt ăștia, 1, 2, 3, 2, 4, 5, pe buletine de vot. Unde îi pune ștampila? Eu până anul trecut am fost la toate alegerile, la toate referendurile. Ai votat. Și am obligat-o, inclusiv pe mama am dus-o la vot cu mașina care n-a mai vrut să meargă, soția era obligată, toată lumea era obligată să meargă la vot. De anul trecut n-am mai votat. Deci n-aș mai vota pe nimeni. Te-a supărat ceva tare? Nu, dar numai... Lehamite. Cred că a intrat Lehamite. Da, asta e interesantă, poza cu Emil Constantinescu. Am fost invitat de singurul președinte, dintre toți cei de acolo. Am fost invitat la primul meci a echipei naționale la Lyon contra Columbiei. Și am mers într-un charter, într-un avion de, nu știu dacă avea mai mult de 10 locuri, de ăsta mic. Și am fost singurul invitat. Pentru mine a fost o mare onoare. Sigur, în tribună ne-am întâlnit atunci cu Platini. A stat în avion? Lângă altul. Da? Da, pe era. Cât a zburat? Păi, la Lyon, cred că am făcut vreo 3 ore. 3 ore, cam așa. Era din aia, cutiuță mică. De... Te-a întrebat Constantinescu ceva? Emil Constantinescu? Nu. Avea vreo curiozitate? Nu. De fotbal, nimic? Nu. Și ce a făcut? A stat, s-a uitat pe geam, așa, doar...
Adică n-ai zis, băi, Helmut, cum a fost la... Eu i-am mulțumit frumos de invitație, dar absolut n-am... N-avea nicio... Nu era cu fotbal, nu cred că știa... E, nu era, dar nu știu, n-am înțeles niciodată această treabă. Erai. Probabil că se gândeau că nu mă pricep la așa ceva. Ce știu eu? Auzi, să te mai întreb eu, dacă ar fi o petrecere mâine, o așa, sau o vacanță, în vacanțele tale, îți plac vacanțele, da. Pe care l-ai luat în vacanță cu tine? Ah, cu siguranță. Domnul Băsescu. Da. Da. Putem să l-am cunoscut la Baia Mare. Avea o întâlnire cu președintele Ucrainei și Lucică Bălan, colegul meu de cameră, făcea emisiune atunci de TV. Și era prima lui emisiune și m-a sunat, hei, mi-i tata, hai, nu vin la prima emisiune să mă ajuți, că am emoții. Și am luat-o pe soție și am plecat. Am făcut emisiunea și după aia am mers la cabană unde stăteam. Când am intrat acolo, toată lumea în port național, îmbrăcată, zice, vă așteaptă. Pe mine. Pe mine. Când uit, într-o masă, într-un colț, era președintele Băsescu cu doamna. M-am dus, i-am salutat, zice, hai la masă cu noi. Zic, sunt cu Balan și nu știu ce, dar zic, vin după aia. Și am stat o seară, am stat 4-5 ore cu dânsul la masă. Deci pe el aș lua sigur. Zău? În concediu, da. Și te-a întrebat? Ai cu cine? Cu el am vorbit de toate. De toate am vorbit. Și politică și de toate. Cu dânsul poți să vorbești orice. Pe domnul Iohannis? Cum? Am vorbit în germană. Ne-am salutat în germană. Ai vorbit în nemțește cu Iohannis? Da. A, bine, am discutat. Da. Am întrebat ce fac. Helmut Klaus. Klaus Helmut. Bill Gates, was machst. Aici am fost invitat de... A fost ziua lui Pațaichin, când a fost decorat Pațaichin. Am fost și eu și am mai fost odată la Cotroceni, când a fost Papa în România. Atunci am fost iară cu Cica Hagi, cu elită. Papa Ioan Paul al II-lea atunci. Nu, acum. Nu? Acum. Papa Francis. Francis. Aha. Francis. Da. Când a fost? Anul trecut. Doi ani. Doi ani. Da. Și președintele Iliescu, iubitor de fotbal? Păi el am întâlnit, n-am aveam poză cu el, chiar dacă amândoi suntem revoluționari. Nu ne-am unde întâlnit. Te-a prins revoluția? Că fac paranteză acum apropo de Iliescu. La Arad. La Arad? În primărie 4 luni. Ai stat atunci, în decembrie? Am răspuns de toate ajutoarele care intrau prin vestul țării. Eram șef mare. Spuneam 10... vagoane la Constanța 10, nici nu știam ce sunt ele, nu mai le trimiteam. Da, a fost o chestie interesantă atunci. Și pe dânsul l-am cunoscut tot la Cotroceni, am fost invitat la Ziua Europei. Și zic către soție, hai fă-ne o poză, că cu dânsul n-am să am cu tot. Stai toată colecția, da. Ce deosebire cât de solid și de zdravă ne erai aici și cât de... Aici, mai bine aici. Aici, da, la prima. Acolo aveam 90 de kilograme. Da. Dar ți-ai revenit foarte bine după momentul ăsta. Aici ești... Puțin. Dau pagina, Helmut. Zim. Aici am făcut un colaj cu două perioade din viața mea. Când am plecat în America și partea americană, că am fost rezident american cu Ildi, și cu cea mică, cu Julien. Asta a fost de un Crăciun, care l-am petrecut împreună cu Ildi, Alexandra, Julien. Astea sunt două poze făcute în America. Da, în casa lui fostei mele soții, Ildi. Auzi, de ce ai plecat în America? N-am vrut să plec, dar un nepot de-a meu, într-o glumă, a venit pe la mine, zice, de ce nu aplici și tu pentru loteria vizelor? Costa vreo 200 de mii, nu erau foarte mulți bani în acea perioadă, după 90. Zic, nu mă interesează pe mine să caut eu în America, nu știu ce. A, mă, zgârcitule, zice, că și mai mie, mai spune zgârcit, nu numai ție. Și până la urmă, hai să facem. Și am făcut. Și el, săracul, n-a câștigat la loteria vizelor sau n-a fost selectat și eu am fost. Și a trebuit să facem documente și chiar și când am avut pașaportul cu viză, cu tot, i-am spus soției, hai să nu plecăm. Aveam un apartament frumos, aveam și niște bani puși deoparte. Îmi revenisem. Eram în cadrul poliției de frontieră. Lucrai la poliție? Da. Până în 2001. Practic nu mai eram, că în 2003 am obținut astea. Eram de un an pensionar de boală și am zis să-ți cumpăr un Matiz. Alea erau mașini atunci.
și rămânem acasă. Nu, că copiii au alt viitor, să nu știu ce, și am cedat. Și unde v-ați stabilit? În Arizona. Arizona. În Arizona, că avea două verișoare acolo, care ne-au ajutat, ne-au așteptat, pentru că nu stăpâneam noi engleză atât de bine. Și, practic, o noapte am dormit la o verișoară, a doua zi am mers cu verișoara care a garantat pentru noi și ne-am luat deja a doua zi un apartament și în chirie. Și după o săptămână, două, fetele s-au angajat, Ildi cu Brighi s-au angajat la Walmart și la Ross. La magazine, Walmart, supermarket. Da. Și ce-ai lucrat în America, Helm? Eu făceam, tăiam iarba, curățam piscine la verișoare. Și îmi plăcea, nu mi-era rușine să fac treaba asta și să mă extind, să-mi iau o mașină și să fac grădinărit. Asta chiar îmi plăcea. Altceva nu puteam să fac. Puteam, am avut invitații din partea prietenilor, că sunt foarte mulți români acolo, chiar am prieteni acolo, care mă luau cu ei la construcții. Dar eu cu brațul nu aveam voie să ridic, nu puteam să ridic un sac de ciment sau ceva, pentru că aveam problemele care le-am avut. Iar ce îmi plăcea mie, nu aveam nicio șansă. Trebuia să stau 5 ani să-mi iau cetățenia, să știu engleză la perfecție, ca să intru în poliție sau... Acolo voiai în poliție? În America? Mi-a plăcut. Poliția americană. Și, sigur, îmi plăcea, dar nu mai eram deja la vârsta. Auzi, dar a venit vreodată vreo televiziune să ia un interviu în America? N-aveau treabă cu fotbal, așa. Dar cineva să zică, uite bă, ăsta e Duc Adam, Sevilla, Champions League, nimic. Erai anonim total în America. Total. Și prima lună zic, vai, ce bine că nu te știe nimeni, nu știu ce. E, o lună, bă, aici chiar nu te știe nimeni. Mai suna un prieten, hai la mine la un grătar. Păi ești nebun? Am 100 de kilometri din același oraș. Păi Phoenix-ul dintr-o parte în cealaltă avea 250 de kilometri. Orașul. Hai la mine. Păi cum să fii pe la din 100 de kilometri dus 100 de ori să mâncăm un grătar? Și nici nu pot să beau. Care a fost momentul care te-a determinat să lași America, să te întorci în România? Păi eu m-am dus, m-am întors, am stat cel mai mult, am stat 4 luni acolo. Dar era frustrant, adică o duceam pe cea mică la muncă, că aveam carnet, după aia au făcut și ele carnetul, că trebuia să dai echivalentul ca să iei carnetul american. Era frustrant, că n-aveam ce să fac. Și atunci am intrat și în partid alături de Gigi Becali. Atunci te-ai întors din America și asta e partea cealaltă. Exact. În care ai... Asta a fost la început. Asta e poza când eram în partid alături de Gigi Becali. În 2004 m-am înscris în PNG. Mi-am amintesc cu politica, da. Da, eram... Te-ai mai băgat în politică? Ai mai face politică? Nu. După ce am plecat de la FCSB, am spus nu mai fac politică și nu mai merg la nicio echipă de fotbal. E o chestie care te scârbește, pe care o disprețuiești total în politica din România? Că... Ai cochet? Da? E un lucru? Zi-mi unul. Bă, oamenii ăștia nu... Minciuna. Eu n-am putut să fac politică pentru că în politică trebuie să ai stomac, spun eu. Să ai stomac, să te uiți la om în față și să-i promiți ceva și să știi că nu o să-i faci niciodată treaba asta. Și eu n-am putut. Și la alegeri, noi n-am reușit să intrăm atunci. În 2004 am avut și ghinion că s-a schimbat pragul de la 3 la 5%. Dar... E ca blatul în fotbal? Mai nu, e foarte greu, pentru că nici domnul Becali n-a înțeles. Una e să te simpatizeze lumea și alta să te voteze. Și mergeai și era o bătrânică. Voi ce-mi dați? Păi mai, ce să zicem? Păi n-avem. Păi dă și tu o găleată cu PNL-ul. Dă și tu mălai, ceva acolo. Păi un kilogram de zahăr. Și a venit, dom'le, ce le face să le dăm? Le-am dat baticuri după aia. Baticuri la oameni ca să voteze? Zău? Nu știu dacă să voteze, să dăm și noi, că ne cerea tot timpul. Da, și n-a vrut nici cum să implice și Steaua, domnul Becali. Și până la urmă l-am convins să facem niște postere, totuși, cu echipa. Și eram la Hălmage, țin minte, și aveam postere. Și dădeam la bărbați, care mai erau cu fotbal. Și vine... O bătrânică zice, dă și mie din aia. Zic, mai că n-am ce să-ți dau, că nu ești mata cu fotbalul ăsta. Da? Nu, că știu ce-i. Ce e? Da, era rolă. Știu că e Băsescu. Nu e Băsescu, doamne, e echipă de fotbal. Nu e nimic, e bună și asta, dă-mă și... Gratis, dă-mă aici. Trebuie să fii născut pentru așa ceva.
Auzi, dacă acum l-ai întâlnit pe domnul Gigi Becali și ar fi un anonim, un anonim, și ai ști că intră în politică, că face fotbal, că toate astea, ce sfat îi dai? N-ai ce sfat să-i dai. Nimeni n-are să-i dea niciun sfat. Că oricum nu le ascultă. Ce rost are. No. Gigi Becali, cred că dacă a ascultat de cineva, a fost probabil părinți. Dar rest... Când era mic, la 5 ani. Da. Rest... Dau pagina. Ah, ia uite. Da, țin minte momentul cu... Da, astea sunt niște momente, n-am putut să le pun toate, că am foarte multe. Deci, de ce să nu recunosc? Am fost apreciat de multă lume și mă bucur acest lucru. Sunt ambasador al turismului românesc. Mi-amintesc momentul ăla cu Donald. Da, deci am avut acea întâlnire cu Donald Tusk. Un mare fan de al tău. Da, după ce... Iubitor de fotbal. El a fost fundaș dreapta. La, cum se zice, localitatea. O localitate, dar bine, o echipă mică. Mm-hmm. Și i-am trimis o pereche de mănuși prin cineva de într-o televiziune și o sticlă de pălincă. Și a luat legătura cu secretara lui și i-a zis nu. Dacă vrea să mi le ofere, zice, pe 9 mai vin la Sibiu, că era summitul european. Și să vină personal. Și vin eu cu o zi mai repede și să ne întâlnim. Un om extraordinar. Că la un moment dat l-am întrebat în ce limbă vorbim. În germană, că știam că știe germană. Zice, las că luăm un translator și vorbim în engleză. Ok. A venit o doamnă, dar după 2 minute am vorbit în engleză. Bine, nu le-am eu așa de... Da, da, da. Cât să vă înțelegeți. Gramatical, dar ne-am înțeles. N-am avut treabă. Da, un om foarte simplu. Ați vorbit despre fotbal. Și ce a fost cel mai interesant e această fază. Așa. A doua zi a vorbit de fotbal. Păi el a fost prim-ministru al Poloniei, a făcut 10 stadioane pentru campionatul european. Mi-a povestit multe. Zim de faza. Și de faza aia cu mănușile, i-am dat mănușile și a doua zi am mers la conferință de presă după summit și era împreună cu președintele Iohannis și cu Juncker în conferință de presă. Și înainte să vorbească de ce au discutat ei acolo la summit, a scos mănușile și exact asta e poza. Și zice, vreau să vă spun că ieri am primit de la Helmut aceste mănuși. Mersi, Helmut. Și conferință de presă pentru mine a fost că mă ia, mă sărică părul pe mâini. E ceva fantastic. Și de la cine? Asta mai vreau să spun. Mă mândresc cu aceasta. Am primit-o de la Gabi Firea. Sunt cetățean de onoare al municipiului București. Făcut odată în acea zi cu Mircea Lucescu și Cristina Neacu. Excelent. Dau. Dai. Mă uit să văd, asta e așa, mai avem una, două. A, bravo. Stai, am ajuns aici. Nu prea înțeleg, ajută-mă. Păi asta cu ce mă ocup la ora actuală? Deci asta este grădina mea. Vara și toamna. Aici stau eu în casa asta. Stau eu. Undeva pe la Domnești, Domnești, nu? Da, în Domnești. Tot spre Ghencea tragi. Că e, treci de Ghencea și te-ai dus. Trec de prelungire, că stau ore. Aceasta este o școală cu profil sportiv. Scrie acolo Clinceni. Liceu cu program sportiv Clinceni, Helmut Lucadam. Da, primarul i-a dat numele școala școlii. E aproape de tine, domnule, da, Clinceni. Da. Și probabil că fiul meu va merge acolo la liceu, la școală. Wow! Și va fi interesant să zică unde ești, la ce școală ești. La Lucadam. Da, mă mândresc cu aceste lucruri și asta, mă ocup cu grădinăritul, dacă n-am rămas în America să mă ocup acolo, mă ocup acasă și asta e o chestiune. Apare în aprilie, este un roman, Portarul, de Torvald, în Austria. Va apărea în limba germană, în prima fază. Apare o carte despre mine. Despre viața ta? Da. Cum un copil își trăiește copilăria și visul lui să ajungă portar. Și asta e o carte care apare în Austria. În Austria. Apare acum... Scrisă de un austriac? Nu. De un sârb. Sârb, că văd. Din Timișoara. Mă bucur această asociere. Din păcate nu pot să fac sau nu pot să mă implic cum aș dori din cauza...
Dar ți se pare că românii sunt mai recunoscători, mai apropiați de legende în perioada asta decât erau în anii 90, în 2000? Nu știu, nu cred. Nu cred că erau mai apropiați atunci. Atunci? Da, acum a intervenit răutatea și invidia. Suntem invidioși. Da? Da. Simți asta, povara invidiei? E, parcă tu nu simți pe Facebook și pe astea. Să fim serioși. Să vede, oamenii sunt supărați, frustrați, unii... Orice ai face, nu faci bine, sau ceva de genul ăsta. Îți dau mereu like-uri, dau mereu postelor tale, îmi plac mult de tot și am o curiozitate. Care sunt comentariile care te enervează cel mai tare? A, la început m-au enervat multe. Acum nu despre mă enervează. Dar despre dacă, ce te... Dacă cineva mă jignește, îi dau bloc și am gătat. Da. Nu, mai, nici nu-i răspund. Dar cu ce te jigneau? Ce, cu ce poți să jignești pe Duca Dau? Păi din Clav și din... A, cu Becali. Oh, și cu Becali. Și pe, aveam, după ce am plecat de la FCSB, am avut o propunere din partea... Era în perioada aia președintele Senatului. Să merg consilier. Și am pus o poză pe Facebook. Uh-huh. Cu un politician? Da, cu Cazanciuc, cu Robert Cazanciuc. Uh-huh. El era președinte atunci la Senat. Ți-ai luat hate la greu. Și am băgat poza, tot mai să văd reacțiile. Oh, nu vrei să știi. Și era un salar bun. Bine, era pentru 5 luni de zile. Că au venit alegerile. Și am zis, nu mai vreau bani. Nu mai vreau bani, nu mai fac politică. Și atunci m-am luat gândul de la politică. Gata. Și am avut o propunere concretă și din partea primarului și a președintelui de la Clinceni să merg într-o funcție de conducere acolo, de imagine, ce am fost... N-ai mai vrut. Asta. Și i-am refuzat, mi-a fost așa, i-am refuzat pentru că eram hotărât să nu mai fiu asociat cu nicio echipă, vreau să văd de treburile mele. Să rămâi Duc Adam. Da. Mai am o pagină. Asta îmi place mult de tot. Aici e o statuietă, așa, e o statuie, da. Ce fain. E momentul ăla, e momentul ăla, știi? E făcută de culmea că e comandată și o parte din bani au fost plătiți de suporterii Stelei. Mănușile astea. Știi că eram curios, Helmut, atunci când le-ai vândut, nu? Mănușile alea, ale tale. Alea, da, le-am vândut... Din păcate, aveam nevoie în acea perioadă de bani, făcusem un schimb de apartamente și le-am băgat pe internet. Eu speram să-mi iau o mașină cu ele, că erau de 16 ani. În fine. Și le-a cumpărat un arădean, culmea, din Canada. Atât a putut să dea el $3,000. Cu $3,000 da. Le-ai dat? Da, mă bucur că sunt la cineva care le apreciază. Băiatul lui tot... portar și ne-am întâlnit. A fost și la mine la Domnești și mă așteaptă de vreo 2 ani, 3 ani mă așteaptă la Montreal să merg la el. Când te-a luat remușcarea că l-ai vândut? După câte vreme? Niciodată. Nu? Nu. A fost la mine. Am băut o cafea, am stat de vorbă după vreo 2 ore. Soția supărat. Bă, zice, dar tu nu-l întrebi de mănuș? Ce să-l întrebi pe om de mănuș? Că știu că-s la el, ce să-l întreb? Soția păi ta? Nu le... Da, Alexandra. Le zice, dar oare nu le vinde? A, să le răscumperi. Cum să... Eu nu le-aș mai cumpăra nici dacă mi le-ar da pe gratis, nu le mai vreau. Nu mai, gata. Ce le-am dat, s-au dus. Nu mai le vreau. Da, ai vândut mănușile atunci, mănușile lui Duc Adam de la Sevilla, le-ai vândut că aveai nevoie de bani? Da. Și cu acele mănuși am apărat un singur joc, cel de la Sevilla. Nici înainte, nici după. Și era într-o... Mi-a făcut un prieten de la CPR, de la fabrica de mobilă, frumoasă, cutie, superbă. Dar asta e. Am mai făcut o propunere și la... Când am primit acea statuietă superbă, este statueta aia și... care chiar seamănă cu mine, leit, atunci erau multe televiziuni și am spus, bă, poate o televiziune să găsi cum s-a făcut drumul vinului. Uh-huh. Hai să facem drumul mănușilor, să mergem acolo, să vedeți unde sunt mănușile. Eu cred că ar fi interesant. Da, nu s-au ferit bună nimeni. Ideea, da. Mănușile da, ideea, da, dar și nu e o chestiune de chiar bani foarte mulți. Și restul ce vezi acolo, tot cu cel care a scris cartea, cu Milan Radin, nu e o afacere, că n-am făcut-o pentru afacere, dar am vrut ca brandul Duc Adam să rămână. L-am înscris la OSIM și vreau să rămână HD86 copiilor, nepoților și... Păi ai vreo îndoială?
Adică, crezi tu, acum sincer, crezi tu că vreo echipă românească o să mai facă performanța Stelei din 86 vreodată în viețile copiilor noștri? Că pe durata vieții noastre slabe șanse. Nu. Ce se întâmplă acum, nu există nicio șansă. Numai dacă se schimbe ordinea mondială, ce știu ce da, se poate întâmpla. Dar în formatul ăsta care îl fac cei de la UEFA, nicio șansă. Nici să mai ajungem aproape. Auzi, dar care crezi că e cel mai mare jucător român din toate timpul? Aici iar, asta dacă o pui pe Facebook, ai 5.000 de like-uri și 6.000 de comentarii. E foarte greu. Mie l-am cunoscut, am jucat contra lui Dobrin, am jucat contra lui Hagi, am jucat contra lui Ilie Balaci. Ăștia trei, acolo se e bătaia peștului, nu? Balaci, mie mi-a plăcut Hagi, foarte Dobrin. Mult Ilie Balaci. Cred că era un jucător foarte complet. Din păcate a avut acel accident și el la Baia Mare când i s-a rupt piciorul. Tânăr. Și n-a mai putut să joace în străinătate, să prindă și el alte vremuri. Sigur, Minunea Hagi blonde. A fost un foarte mare jucător. A prins și perioada. Da, a prins și perioada, a fost. Vezi că foarte mult se vorbește de Hagi. Mai puțin de Gică Popescu, care a fost capitan la Barcelona, a fost în aceeași echipă cu Hagi. Uh-huh. A jucat alt post. Uh-huh. Întotdeauna să mai căutați oamenii 10. Care dau goluri. Vârfurile de atac, decât un fundaș sau un portar. Tu ești excepția, Helmut. Bine, am reușit atunci, în cele 7-9 minute cât au fost la Sevilla, așa, cu ajutorul... Ți-au schimbat minutele alea viața, total. Da, total. Păi ce mai eram eu cu tine la emisiune acum, dacă nu apăram, sau în alte părți? Să te mai întreb atâta și te las, Helmut. Uite, mă întorc la... O să și iau poza asta. Uite, o iau așa și o pun așa. Ia uite. Și mă uit la... Ăla sunt. Ăsta. Da. Mă uit la asta. Ăștia doi. Dacă ai putea, ce sfat i-ar da ăsta? Acum. Te întorci în timp. Fă un exercițiu de imaginație. Te întorci în timp și ajungi la asta. La Helmut de atunci. Cât avea aici... Cât să fiu avut? Nu știu dacă eram. Era la școală, cred. Erai. 10 ani, 8 ani și un pacol. Helmut de acum îi dă un sfat lui Helmut de atunci. Ce i-ai zice? Băi, Helmut, vezi că te așteaptă o viață așa și așa. Să nu faci aia, să faci aia. Bă, o să, toată viața mea, că nu e o carte despre fotbal care apare. Este un roman. Deci apare toată viața mea, din copilărie, din tot. Nu, i-aș da un sfat... Să facă la fel. Știu că multă lume e un clișeu ăsta, când spui, bă, da, aș face la fel în viață ce am făcut și până acum. E un clișeu, dar chiar aș face la fel, pentru că n-am avut probleme cu băutura, n-am avut probleme cu altele, deci am avut o viață de om normal. Mi-a plăcut fotbalul și de-aia probabil că am ajuns la un nivel ca UTA, și echipa națională și mai târziu Steaua și am avut această șansă să apăr la Sevilla. Nu, cred că aș face același lucru. Am mers la școală, la un moment dat am repetat un an, că nu-mi plăcea școala, dar am făcut și școala profesională, am făcut și liceu, am făcut și facultate. Deci m-am ținut că vreau să le am. Nu, n-aș putea să-i dau altceva, alte sfaturi. Ce depinde de mine sau de el, de copil. Adică la restul, ce e în jurul lui... Ăsta e drumul. Da, ăsta e drumul. Urmează-ți-l. Te întoarci oricând, tot pe drumul ăsta. Da, a fost frumos.